Să fie foarte clar, așa am preluat, este evident că zona respectivă va fi dărâmată, pentru că era un loc de joacă afară, așa o las. Și spun asta pentru un liguranic. Unii vorbesc, unii dau de gură, noi de pe la primărie ne mai ocupăm de lucruri. Așa arată o grădiniță nouă. Grădinițean Bocoștei. Și aici directorul tehnic ne va explica lucruri foarte frumoase și simple și regulă. Aici nici omanii dorm. Separat de zona de joacă, are grupuri sanitare pentru fiecare copil în parte. Aici avem zona obligatorii. Acesta este liftul de care da. Este evident că în momentul în care începe funcționarea totul de aici, se transferă. Este exigenizat, da. Tragem aici picii, cum le spun eu. Se dezbracă, îți spun ce au de pus. Și ca să nu obosească, deși sunt foarte bine, pot sta foarte simplu așa. Și ce mi se pare foarte frumos. Lăsul e acolo, da? Ferească Dumnezeu, copiii se îmbolnăvesc de rugeori, scarlatină, tot dacă ce ajungănesc cu medicii. Aici este zona în care își desfășoară activitatea. Evident că va fi un birou și asistentul. Și acolo se constată ceva. Zona de izolator care este separată. Separată.